Excel, probleme rezolvate, partea 1. Modul tabelar de aranjare a datelor este adecvat acelor activități în care datele primare urmează a fi prelucrate. Pe lângă rapiditatea cu care sunt efectuate calculele, aplicația Excel prezintă și alte avantaje. Posibilități multiple de formatare a datelor, colecții de funcții, diagrame și grafice. Fișierul salvat prin aplicația Microsoft Excel se numește Registru de calcul. Un registru de calcul este compus din foi de calcul. O foaie de calcul este organizată ca un tabel. O celulă din tabel este identificată, referită, prin precizarea liniei și coloanei din care face parte. Identificarea coloanelor se face prin literele alfabetului englez, iar identificarea liniei este dată de numărul de ordine al acesteia. După editarea valorii 8 în celula B2, se tastează Enter. În celula E1 vom tasta semnul egal urmat de expresia B2 înmulțit cu 10. Am construit astfel cel mai spectaculos element ce poate fi găzduit de o celulă Excel. Am construit o formulă de calcul. Prin intermediul ei, valoarea referită de adresa B2, adică 8, se va multiplica de 10 ori. După apăsarea tastei Enter, vom avea valoarea 80 în celula E1. Observație! Editarea datelor în celule trebuie finalizat obligatoriu prin apăsarea tastei Enter. Celulele pot fi grupate în domenii. Un domeniu elementar este un grup dreptunghiular de celule vecine. Identificarea unui domeniu elementar poate fi făcută prin specificarea identificatorilor celulelor de colț, separându-i prin caracterul 2 puncte. Iată un exemplu de domeniu. Domeniul B2 2 puncte D4. Generalizând, spunem că un domeniu se obține prin combinarea mai multor domenii elementare cu ajutorul operațiilor de reuniune și intersecție, folosind caracterele virgulă și spațiu. Exemple. Iată formele pe care le poate lua cursorul mouse-ului în cadrul operațiilor de editare și de selectare a datelor. Săgeată albă. Forma de cruce neagră se folosește pentru activități de umplere automată a conținuturilor celulelor prin tragere, drag and drop. În fiecare celulă putem edita o valoare de un tip extrem de divers. O valoare numerică, un text, o dată calendaristică sau o formulă de calcul. Pentru a fi deosebite de texte, formulele sunt precedate de caracterul egal. Editarea formulelor respectă regulile matematice,
simbolurile operatorilor aritmetici fiind plus, minus, deluță, slash și ridicare la putere. Seriile de date și instrumentul auto-umplere, autofill, se pot completa rapid celulele cu o serie de date, ore, zile lucrătoare, luni sau ani. Seriile de date se obțin fie cu ajutorul mouse-ului, fie prin comenzile din meniul Edit. În proiectul următor vom exemplifica serii de date și formule de calcul care utilizează operatori aritmetici. Vom selecta întreaga foaie de calcul cu un click și vom atribui caracterelor dimensiunea 22, aspectul calibri și culoarea maro. Celulele de la B2 până la K2 fuzionează și se centrează. Aici vom edita cerința problemei. Calculați suma S egal cu 1 plus 2 plus N. Pentru calculul sumei a N termen, avem nevoie de o variabilă I și Excel ne facilitează generarea unei serii valorice astfel. Selectăm primele două celule și apoi cu mânerul de copiere. Valorile sunt generate până la valoarea ultimă dorită de noi. Toate sumele pornesc de la valoarea 0. Continuăm cu niște elemente de formatare. Umbră pentru celule, încadrarea celulelor în borduri și iată și generarea sumei printr-o formulă care spune că noua sumă se calculează din vechea sumă plus termenul curent. Noi elemente de formatare. Atribuim o culoare valorilor variabilei I, le centrăm și le înclinăm ușor, apoi copiem pe verticală formula de calcul a sumei. Fiecare termen preia rezultatul calculat la pasul anterior. Finalizăm cu redenumirea foii de calcul sub numele de suma 1. În foaia de calcul S2, termenul general este chiar variabila I ridicată la puterea a doua. Iar în foaia de calcul 3, termenul general este chiar valoarea variabilei I ridicată la puterea a treia. Putem continua seria valorilor cu rezultatele corespunzătoare pe verticală până la valoarea dorită de noi. Iată o sumă care folosește operatorul împărțire pentru termenul curent. Fiecare termen se împarte la 2. Slash este operatorul aritmetic pentru împărțire, dar iată că Excel, la nivel de formatare, permite transformarea formatului general numeric în fracție. Iată, în loc de 0,5 a apărut 1 supra 2. Iar celelalte valori numerice au fost transformate automat și ele
în fracții. Suma a cincea are termen general cu semn alternant. Cu operatorul steluță înmulțire, schimbăm semnul de la un termen la altul pentru o înmulțire cu minus 1. Iată și calculul pentru termenul general, iată și principiul universal de calculare a sumei. Noua sumă este egal cu vechea sumă plus termenul curent. Sesiune de autoevaluare. Fie suma S egală cu 1 plus produsul 1 ori 2 plus produsul 1 ori 2 ori 3 plus puncte, puncte plus produsul 1 ori 2 puncte, puncte ori N. Folosind aplicația Excel, calculați valoarea sumei pentru N egal cu 1, cu 2 și așa mai departe până la 7. Vă mulțumesc!